ordinea de zi avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 16.05.2018. Avem proiect de hotărâre privind la aprobarea actului adițional la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare a comunei Cleja, Tuvaca. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Avem proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cleja, Tuvaca, a unor bunuri, terenuri, având categoria de folosință arabil, intravila, ca urmare a raportului de specialitate numărul 3681 din 1806-2018. La diverse probleme o să avem o discuție de principiu privind puzul care facem aici în centru, pentru că trebuie să ne apucăm de dispensar și școală. Și, cum știți, avem zonă de interdicție de a construi în această zonă. Și alte probleme care o să fie, dacă mai ridicăm probleme. Sunt alte probleme delicate. Bun, trecem la primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 16.05.2018. Cine este pentru? 16 pentru. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a Serviciului Public de Salubrizare a Comunei Cleș, Județul Bacău, numărul 1419 și 1946 din 03-03-2008. Discuții, dacă sunt lămuriri. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? 14 pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Discuții? Ce fel de număr? Adică... Nu, momentan este un regulament care se stabilește pe nivelul AT-urilor. Pentru declarațiile care se vor depune cu numărul de persoane aferente locuinței, așa. Și aici se stabilește în felul următor. Asta va începe cu anul 2019, când va intra, bănuiesc, cei de la DIS cu noua formă de plată, că trece prin sistemul lor și după aia plătește operatorul care colectează la nivelul local. Și zice în felul următor, pentru utilizatorii casnici este obligația de depunere declarații pentru stabilirea numărului utilizatorului serviciului de salubritate pentru care aparțin imobilelor cu destinație de locuință, numele și seama tuturor utilizatorilor care locuiesc împreună, adică toți care sunt în bine titularul și depune declarație. Pentru că și aici sunt tot felul, declarațiile rectificative în decursul anului respectiv, până în, sunt anumite, în cazul decesul titularului, dreptului de proprietate asupra imobilului, obligația de depunere declarației de impunere și a platei taxei revine moștenitorului de drept sau moștenitorilor. Declarațiile de impunere vor fi depuse anual până la sfârșitul primului trimestru în fiecare an în calendaristic, cu excepția anului acesta, 2018, care vor fi depuse în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Deci, la maxim 3 luni de zile, aveți obligația de a depune la începutul anului declarația de salubritate, cu numărul persoanelor care figurează, inclusiv persoanele care stau în chirie. La, deci, în cazul ăsta, tot așa? Proprietarul, tot așa, da, trebuie să vină la primărie. Așa. Ce mai voiam eu să vă mai spun? Nu. Se impune din oficiu sau se verifică. Dacă declarațiile dumneavoastră nu vor fi conform cum apare așa, eu am dreptul, conform regulamentului, să merg la registrul agricol, verific câte persoane sunt în registrul agricol, evidența populației sau
sursele care deținem noi la nivelul UAT-ului și mergem în teren. Dacă consider că persoana respectivă îmi minte în declarații, mă duc în teren, pentru că dacă pleacă în exterior, trebuie să-mi justifice. Prin contract de muncă, printr-o adeverință, prin orice altce, un document în care să-mi justifice treaba asta. Și dacă nu are contract de muncă? Are permis de ședere. Ceva exact, ceva. Un document, document în care să atestă treaba asta. Câți oameni care stau în străinătate, așa, curate. Va trebui să nu cu justiție. Trebuie o justificare. Da, păi întrebarea e ăla. Nu facem impunerea. Și... Păi dacă n-aduce justificare, este prins la salubrizare. Așa da, scrie da, aici. Da. Dacă n-aduce justificare, unde este? Păi e prins din oficiu. Da, da, punem din oficiu. Da, dar nu e corect să fie prins din oficiu. Nu o să fie o problemă totuși. Și mai există, în cazul de depunere de declarații, apropo de treaba asta, pentru stabilirea numărului utilizatorului serviciului de salubritate de către utilizatorii non-casnici și casnici, se va stabili din oficiu pe baza estimării unei cantități anuale de deșeuri generate de 12 tone pe an. La o persoană? La o familie? Da, la o familie. 12 tone pe an? Pe an? Era 10 bani pe legare. Este valabil și pentru firme, este valabil și pentru... 12 tone pe an? Ah, nu, este persoane juridice. La persoanele fizice se stabilește din oficiu o persoană dacă nu... Dacă nu, stați un pic să mă uit. Că sunt mai multe articole și așa. Pentru imobile care sunt locuite temporar sau sunt plecate din localitate și nu sunt imobilele de domiciliu sau reședință, obligația de a declara numărul utilizatorului revine proprietarului. Taxa lunară va fi calculată, luată în considerare o singură persoană, declarația se depune pentru fiecare unitate. Locuință. Fiecare persoană în parte. Așa. Cei care sunt plecați foarte mulți, atunci ce zic? Dar mai e o problemă. De exemplu, eu la magazin am două persoane care lucrează din localitate. Persoanele acelea plătesc și acasă și le plătesc și eu. Dar ce treabă are una cu cealaltă? Cum ce treabă are? Este lunată. Ce face de două ori cu noi? E locul de muncă. Da. Și la poate se plătește pentru la fel de aceeași timp. Nu e prea corect așa, pentru că nu face de două ori cu noi. Face tot. Da, dar se știe că peste tot așa se face domnul Poporici. Adică nu mai are legătură. Nu mai e poate. Până în condiție mai nu poți iau. Și aia e problemă. Și a aruncat cu două ori cu noi ca să justifice aia 90 de lei care se încârneia pe ea. Este un regulament care este introdus pentru toate oamenile. Trebuie să discutăm problema altfel, sunt oameni care nici nu au posibilități de plată. Așa este. Adică dacă nu justifică că e o străinătate, bine, aș avea și o întrebare referitor la taxa specială. La ce se referă la această taxă specială? Taxa specială. Asta e denumirea taxei de salubritate, în general. Asta e forma legislativă. Bun. Și la cât se ridică la o persoană? Taxa specială. E 9 lei, după cum spunea domnul primar? Nu, va rămâne momentan și în regulament specific că evoluția taxei va rămâne aceeași care a fost aprobată în 2011. Da. Deci. Graficul respectiv va rămâne încă în picioare. Până se vor modifica alte... Haideți, vă spun despre ce... Normal și normal ar fi trebuit să rămână până expirat contractul. Nu, vă spun despre ce... Nu e vorba de expirarea contractului. Vă spun despre ce e vorba cu taxa specială. Deci nu o să se numească taxă de salubritate, dar se va numi taxă specială. Să spun de ce. Pentru că până acum, fiind o taxă obișnuită, plăteai și din bugetul local. Adică dacă nu colectai, plăteai din buget, după care puneai banii înapoi. O parte. O parte. Puneai, înțelegi? Nu o parte. Totdeauna tu știi că în buget trebuia să pui de pe un an pe celălalt, nu aveai voie. Fiind taxă specială, nu mai poți pune din bugetul local nimic. Dacă nu colectezi, nu poți să le dai. Și atunci te dă în instanță. Deci cam asta e. Taxă specială este ca și... o taxă specială, o taxă care nu poți să te atingi de bugetul local.
De ce vă întrebam treaba asta? Pentru că aici scrie, începând cu data de 14.06.2018, tariful practicat pentru colectarea și transportul deșeurilor comunale va fi diminuat cu 24 de lei tona, fără TVA. Asta era la cealaltă hotărâre, dar imediat spunem asta. Da. Asta, asta e alt proiect. Nu e vorba de proiectul. Asta e doar strict pe regulament. Cum se stabilește numărul de persoane care folosesc serviciul. Da, eu, obligația persoanelor de a depune declarații. Eu cred că până la urmă o să fiți nevoiți ca să mergeți din poartă în poartă. Că nu văd eu să vină omul de binevol ca să declare. Așa va fi. Va fi o situație la nivel de țară, cred că. Nici eu nu văd cum o să se facă, o să fie imposibil de colectat. Eu vă cum spuneam că va fi 9 lei, până la urmă să știți că taxele vor crește. Vor crește, dar nu deodată. Că va fi treptat. Momentan taxa rămâne aceeași și se va respecta cu aia 10 bănuți la fiecare fiind într-o asociație, trebuie să te supui regulile. Să pui regulile asociației. N-ai cum să fii bun. La urmă, asociația asta e a fost aprobată tot ca să apere, nu? Cum? Asociația asta de asta e asociația. Protejează? Ia de gât cu Adisul sau cu cei, nu? Păi asta o să murim cu ei. O să murim împreună cu ei. Nu, era așa. Niciodată. Dar la atinței scopul astea. Taxele astea, de fapt, vor pentru pensiile alea speciale. N-au legătură. N-au legătură. Cine este pentru? 14 pentru? Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Clejă, județul Bacău, a unor bunuri, terenuri având categoria de folosință arabil intravilan, ca urmare a raportului de specialitate numărul 3681 din 18.06.2018. Discuții și plămâni, dacă să... Păi să ne spună în prima despre ce este. Terenul care l-am cumpărat, practic. Trebuie introdus în domeniul public. Este terenul, a fost cumpărat și acum trebuie să-l însușim, ca și teren fiind al nostru. Dar măcar unde e terenul? Se lucrează deja. Mă. Are timp. Văd vecine aici, dar terenul ăsta unde... Da, A, trebuie introdus mai întâi în domeniul public? Da. Pe urmă, da. Poate nu știu. Cine este pentru, dacă nu sunt alte discuții? Cine? Supunem 14. 14. Și la punctul 5 avem diverse, dacă... Deci... Știți că am semnat contractele, inclusiv dispensarul, școlile, cu podurile, toate contractele sunt semnate. Dar ne-am trezit că e zona de interdicții de a construi în zona centrală. Cred că domnul consilier Joca știe. Când s-a făcut PUG-ul, practic zona centrală a fost în zona centrală au fost limitate construcțiile și trebuie făcut PUS. Practic asta este, ca să putem construi, să facem dispensar. Se cunosc și constructorii? Da, se cunosc constructorii. Pentru dispensar și pentru școală a venit masiv grup, masiv. Iar pentru poduri am făcut contractul cu un constructor. Ei au câștigat licitații. Dacă sunt și... Da. Acum e la faza de proiect. Dar la dispensar cine se face? Masiv. Din București, mi se pare, au... Aici au și la Bacău filial. Așa nici eu nu știam. Masiv.
n-aș putea să spun, dar am înțeles din cazul și la Tama și sunt serios. Adică pe mine mă interesează ca să facem lucrarea, indiferent ce nu numai să normal. Ne lase în cumva să umblăm după ei, știi? Dar cred că va fi bine, durează un pic până facem cuzul, durează cred că două luni pe ușor. Deci anul ăsta? Da. Că durează pentru că trebuie afișat acest. Este o procedură care trebuie de urmat, de trebuie urmat de acordurile, avizele, mediu. După care se putea puși de construit. În iarnă. În iarnă, în primăvară. Da. Dar ne apucăm oricum, ne apucăm mama asta de pe aia. La contractul încheiat. Da. Ar mai fi... Deci aici e problema. Dacă sunteți de acord cu puzul, asta era problema. Sunteți de acord cu puzul. Deci trebuie un aviz de principiu și după aia, după ce se îndeplinește procedura, trebuie aprobat. Deci cu toate dovezile întocmite de compartimentul de urbanism, expune inclusiv aviz de principiu. Un aviz de principiu, domnul. Ca principiu, să aprobăm, deci se face puz. Da, atunci nu mai... Adică nu sunteți împotriva a face puz. Că odată să vorbim că nu mă pretind de o trebuie să-i supun la vorbe. Așa este, are dreptate. Da. Zilele comune am stabilit pentru... 12 august. 12 august. Și de fel, la fel tineretul vrea să face zilele tineretului. E vorba de 19, parcă. 19 august, da. Dacă îmi permiteți, în anul acesta nu o să mai avem 5 familii cu 50 de ani, vor fi 11 familii care sunt în greci. Sunt mai mulți care sunt și care sunt peste 50. E vorba de bani sau multe. Avem și peste 50? Dar sunt și peste 50. De exemplu, părinții mei sunt peste 50. Cât au făcut aici? Ajunge. Zic că 5-6. Dar noi de anul trecut am început.